Este bătaie mare pentru scaunul de primar al orașului Redeuți. Partidele și-au aliniat deja posibilii candidați pentru alegerile din 2016. În PNL sunt 4 concurenți care s-au înscris în cursa internă. Este vorba despre senatoarea Stelena Miron, omul de afaceri Dumitru Mihalescu, fostul director al Spitalului Redeuți Dorin Tibeică și fostul șef al Inspectoratului Școlar Petru Carcalete. Concurența nu este mai puțin acerbă în PSD. Partidul are tot 4 posibili candidați. Este vorba despre președintele PSD Rădăuți Nistor Tătar, care este și consilier județean, avocatul Traian Andronache, directorul economic al Spitalului Județean Suceava, Constantin Boliacu, și președintele executiv al PSD Rădăuți, Mihai Reman. PNL și PSD vor face sondaje de opinie ca să-și desemneze candidații la primăria Rădăuți în 2016. Cel mai probabil și ALDE, respectiv UNEPR, vor intra în lupta pentru scaunul de primar al orașului Rădăuți.